Sporting Suceava a câștigat cu scorul de 3-1 meciul amical susținut sâmbătă la Pașcani împotriva grupării de Liga 3 a Cursa Rom. Cel mai bun jucător de pe teren a fost mijlocașul Nicu Azahărioaie, care a marcat toate cele 3 goluri ale oaspeților. A fost un joc de angajament disputat în condiții de iarnă pe un teren înghețat. A fost un bun prilej pentru noi de a vedea potențialul mai multor fotbaliști foarte tineri, susceptibili de a face parte din lotul echipei începând din retur, a declarat managerul celor de la CS Sporting, Ciprian Anton. Albverzii au început meciul în formula Hânțescu, Pantea, Ferrariu, Amânăloaie, Băgu, Azahărioaie, Ivan, Apetri, Leșanu, Șuleru și Nichitoaia. Au mai intrat Ungureanu, Antonesei, Lumaicu, Gheorghiciuc, Pamparău, Șuiu și Curuc. Următorul joc de pregătire al sucevenilor va avea loc miercuri în compania formației CSM Moinești.